Salutare și bine te-am regăsit! Astăzi discutăm iar despre iOS 14 pentru că am descoperit un lucru care cred că va fi util pentru foarte mulți dintre voi și anume cum poți asculta YouTube în fundal fără să ai nevoie de YouTube Premium. Funcționează într-adevăr doar pentru iOS 14 pentru că folosește o funcție pe care au introdus-o cei de la Apple abia acum, în iOS 14. Și vorbim despre funcția Picture in Picture, care face în așa fel încât atunci când te uiți la un clip video, să poți folosi telefonul în continuare și clipul ăla să rămână cumva într-un colț ascuns sau chestii din astea, dar hai să vezi de fapt cum se face. Primul pas este să deschizi Safari. Eu intru din acest private browsing mode ca să nu fiu logat, dar și dacă ești logat funcționează. Intri pe YouTube, bineînțeles. Și pasul următor este să faci în așa fel încât să vezi versiunea de laptop a YouTube-ului, pentru că în momentul în care activezi versiunea de laptop, iPhone-ul vede diferit clipurile video la care dai tu play de pe YouTube. Așa că aici în colțul din stânga sus, unde scrie AA, apeși și apoi dai click pe Request Desktop Website. Și acum ți-a apărut YouTube-ul în varianta desktop. Poți să cauți ceva la search sau poți să dai click pe unul dintre clipurile recomandate. Eu am să caut canalul meu ca să nu avem probleme de copyright. Cristian Florea. Și să zicem că punem acest clip cu Apple TV. După cum vezi, îți apare tot site-ul ca versiunea de pe desktop, deci na, apar toate astea mai mari, dar nu contează lucrul ăsta. Tot ce trebuie să faci e să dai play clipului. O să fac un zoom așa ca să fie mai simplu. Perfect. Asta e clipul, funcționează. După cum vezi, nu apare în site, adică în YouTube, ci am ieșit cumva din Safari și e în acest player video de la iPhone. Și acum dacă dau swipe așa pur și simplu, clipul video încă mai merge, eu pot să fac ce vreau pe telefon. Ba chiar pot să-l și ascund, mișcând așa degetul pe ecran, pac, s-a ascuns. Și acum am într-adevăr această săgeată, pot să o mut mai jos, mai sus, pot să dau așa. Clipul încă merge, dacă ar fi să dau volumul mai tare, o să și auzi. Clipul încă merge. Și, na, tu poți să folosești telefonul cum vrei tu, uite, poți să deschizi Waze-ul sau poți să deschizi tot felul de alte aplicații, care sigur vor funcționa. Dar mai e o chestie aici, dacă închid ecranul, se oprește clipul, dar apare aici. Și în momentul în care apare aici, eu dacă îi dau play, începe, și dacă închid ecranul, el încă mai merge. Practic, poți asculta YouTube cu ecranul închis, fără să ai cont premium, cu iOS 14. Într-adevăr, s-ar putea ca funcția asta să nu meargă continuu. S-ar putea ca la un moment dat YouTube să-și dea seama de lucrul ăsta și să facă ceva ca să nu mai funcționeze. Dar cât timp funcționează, bucură-te de ea, dacă ai iOS 14. Reiau ce am zis și într-un clip anterior, iOS 14 încă e în variantă beta, dar e în variantă public beta, deci are mai puține bug-uri decât erau la început. Dacă vrei să-ți instalezi iOS 14 public beta, am făcut un clip pe tema asta, las în descriere un link către el și, na, dacă l-ai deja instalat, să știi că funcționează, te poți bucura de YouTube în background fără să ai YouTube Premium. Îți mulțumesc că ai urmărit acest clip până la final, sper că ți-a fost utilă informația de astăzi, te invit să dai subscribe dacă n-ai făcut asta deja, pentru că în fiecare săptămână vin cu câte un clip nou și ar fi bine să fii notificat când se întâmplă lucrul ăsta. Ne vedem săptămâna viitoare!